Într-adevăr, e foarte ciudat cu luminile astea, că nu văd decât primele două rânduri și jumătate din al treilea. Dar jumătate doar prima jumătate. Numele meu este Cristian Ignat, așa cum zicea și Ionuț, mă ocup de dezvoltarea diviziei de pay-per-click de la două parale. Îmi place și mie foarte, foarte mult ce fac. Excepțional de mult. Excepțional o să fie cuvântul serii. Lasă că le schimb eu, că mai am niște... ok. În seara asta am o prezentare despre, chiar așa se cheamă, top 10 lucruri excepționale pe care le poți face prin PPC. Ordinea nu este chiar asta, adică nu este un top, sunt 10 lucruri excepționale pe care consider eu că le poți face prin pay-per-click. Din punctul meu de vedere, cam tot ce faci prin pay-per-click mi se pare excepțional. Nu se vede sigur, sigur, dar aici este definiția termenului de excepțional din DEX. Și anume, excepțional este ceva wow, ceva super, super șmecher. E, nu știu, ca să facem o analogie, este cum mai o fată în oraș și nu îi spune că, băi, arăți bine tău. Îi spui ceva de genul, arăți grozav, arăți nemaipomenit, excepțional. Ei bine, pornind de la termenul ăsta, am încercat și eu să fac prezentarea. Adică să găsesc 10 lucruri absolut excepționale pe care le pot face prin pay-per-click. Și primul lucru excepțional. Oamenii caută în permanență ceva. Oamenii au tot timpul nevoie de ceva, o nevoie constantă de ceva. Mai mult decât atât, oamenii au o încredere excepțională în Google. Și o să vă arăt pe următoarele slide-uri cât de mare este această încredere. Google vine cu soluții la problemele oamenilor. În permanență, non-stop. Google răspunde la întrebările pe care oamenii le adresează introducând acolo fraze sau chiar întrebări. Iar noi, prin AdWords, mi se pare că ajutăm, practic, pe Google să facă conexiunea asta între oameni care au nevoie de ceva, își exprimă o nevoie sau au o problemă și soluția respectivă. Chiar dacă vindem ceva, noi practic ajutăm să conectăm aceste lucruri. Practic ajutăm la rezolvarea unor probleme. Și mai departe am luat o serie de exemple cu căutări pe care le fac românii, ca să vă dați seama cât de mare este încrederea în Google și cum am putea noi să ajutăm aceste persoane. Și când folosim Google? Apropo, eu mi-am planificat prezentarea asta foarte lungă. Nu mi-ai spus cât timp pot să vorbesc. Știam că este degustarea înainte. Am zis că vă țin toată noaptea și am cam 100 de slide-uri, cam așa. Deci, luați loc, puteți să începem degustarea de pe acum. Vorbesc serios. E cu ora aici? Așa. Perfect. Când folosim Google? Spre exemplu, am introdus câteva cuvinte, începuturi de fraze în Google. Și probabil știți deja că Google ne sugerează continuarea frazelor pe baza volumului de căutări care se face. Cu cât este volumul mai mare, cu atât apar acolo sugestiile de la Google. Și dacă începem să căutăm în ce club să, o să apară în ce club să-mi fac ziua de două ori, nu știu de ce de două ori. Da, corect. Ok. Pentru persoanele care își caută în ce club să-și facă ziua, de exemplu, am putea să promovăm restaurante, pub-uri, localuri, în funcție de locația de unde caută. Când mai folosim Google? Când mergem într-un oraș străin, începem să căutăm pe Google ce să vizitez în orașul respectiv. Și la fel putem să promovăm hoteluri, pensiuni, cabane sau locuri de distracție, restaurante, pub-uri. În ideea că oamenii când ajung acolo nu o să stea în casă, o să iasă undeva și poate deja au cazare. Când mai folosim? Când ne doare, când avem dureri de ceva. Deci observați că oamenii când îi
doare, când au o problemă medicală, vin și îl întreabă pe Google. De asta ziceam și la început că oamenii au o încredere chiar excepțională în Google. Și Crumel zicea într-o prezentare acum mult, mult timp că Google a devenit un fel de Dumnezeu acum. Și chiar așa e. Adică orice avem nevoie, ne ducem și întrebăm pe Google. Google, am nevoie de aia, Google, am nevoie de aia, Google, unde să merg, ce hotel să-mi iau, cât costă, vreau laptop și așa mai departe. Practic, tot ce avem nevoie, mergem și întrebăm pe Google. Pentru mădare în spatele, am văzut că sunt și două reclame AdWords cu saloane Kineto. Pe lângă asta putem să promovăm, de exemplu, un Notu, care, din câte știu, face bine la spate. Când mai folosim Google? Când ne cumpărăm un laptop. Și observați că căutările încep să devină din ce în ce mai detaliate. O persoană care spune laptop până în, practic își spune bugetul pe care îl are. Și o soluție la asta ar fi să licităm pe bugetul respectiv, dacă sunt căutări suficiente, și te ducem pe o pagină cu filtrare fix în jurul sumei respective. Când mai folosim Google? Dacă vrem să mergem la concert, mergem și întrebăm pe Google când este concertul respectiv sau de unde să-și cumpere bilete. Putem să promovăm un site cu bilete. Dacă dorim să ne facem tatuaj, iarăși, întrebăm pe Google unde să ne facem tatuaj. Asta e foarte interesant. Și avem încredere în el. Și Google vine cu sugestii și spune, poți să-ți faci acolo, 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 acolo. Astea ultimele căutări sunt din ce în ce mai interesante. Hotel ieftin. Când mergem într-un oraș străin, întrebăm pe Google unde să ne cazăm. Mobilă de bucătărie, la fel. Asta este foarte interesant. Se vede până în spate? Deci dacă introduceți cu cine să... Dacă introduceți pe Google cu cine să mă... Sugestiile sunt cu cine să mă căsătoresc, cu cine să mă căsătoresc Luigi Mitoi, cu cine o să mă căsătoresc și cu cine o să mă căsătoresc test. Evident, la căutări de genul ăsta putem să promovăm un site de dating. Și mai mult decât atât să înțelegeți cam cât de mare încredere o au oamenii, dacă introducem am 30 de ani. O să observați care sunt problemele românilor la vârsta de 30 de ani. Dacă introducem am 40 de ani, o să vedeți problemele românilor de la 40 de ani. Repet, asta înseamnă de fapt că oamenii, că românii și în general oamenii au foarte, foarte mare încredere în Google. În momentul în care cineva își tastează am 30 de ani și sunt singură pe Google și așteaptă un răspuns, i-am zis că putem să promovăm site-ul de dating, da? Nu știu care ar fi fost interesul. Nu, eu sincer cred că sunt căutări atât de multe. Doi. Perfect. Eu sincer cred că sunt așa de multe căutări. Că știți campania de la Rom? Sunt convins că o știți, cu românii sunt. Și când au făcut campanie să tasteze cât mai mult, de fapt să apese pe un link care ducea pe românii sunt deștepți, românii sunt frumoși și așa mai departe. Practic, prin chestia aia au schimbat primele sugestii. Deci, cumva, astea sunt. Ok, înainte de al doilea, vi s-a părut excepțional lucrul ăsta? Practic, că oamenii au o încredere foarte mare și că noi ajutăm la rezolva problema unor oameni? La câte persoane din sală vi s-a părut excepțional și la câte nu? Puține. Ok. Hai că mai am, până la 10 mai am. Trebuie să fac ploaie de mâine seara asta. Al doilea lucru excepțional, super branding prin remarketing. Și aici nu o să fiu în totalitate de acord cu Oana, cu colega dinainte.
Și am să iau un studiu de caz pe care l-am prezentat și la mine pe blog, și anume Tripsta. Tripsta este un player relativ nou pe bilete de avion. A fost partenerul nostru de la Ecom Team, un eveniment la care vă invit nu știu sincer pe ce dată, 9-10 martie, dacă nu mă înșel. Aud pe Google. Vă zic după aia, dar vă invit la Ecom Team, este un eveniment foarte, foarte mișto. Cum spuneam, Tripsta este un player relativ nou. Dacă nu mă înșel, chiar anul trecut, când a fost partenerul nostru, nu cu mult timp înainte, intraseră pe piața din România. De-aia că eu nu știam de ei. Am văzut partenerii noștri la eveniment, am intrat pe site-ul lor, m-am uitat un pic, mi-a plăcut o chestie foarte mult, și anume că puteai să pleci cu o companie și te întorci cu alta și îți calcula prețul uneori mai mic decât la paravion și vola. Până atunci știam de paravion și vola. Paravion și vola nu aveau chestia asta și mi-a plăcut, am rămas cu asta în cap. După ce am plecat de pe site-ul de la Tripsta, orice făceam, pe oricare site mergeam, aveam numai Tripsta bilete de avion ieftine. Și atât. Tripsta bilete de avion ieftine. Deci peste tot non-stop. M-a ținut nu o săptămână, nu două, ci vreo două sau trei luni de zile, dacă mă înșel. Pe 14 martie vă aștept la Ecom Team. Mersi, Ionuț. La Timișoara. Deci non-stop aveam reclame cu Tripsta bilete de avion ieftine, Tripsta bilete de avion ieftine. Și v-am spus, orice făceam, că citeam știri, că citeam un blog, că stăteam pe YouTube și mă uitam la un stand-up comedy, vedeam Tripsta bilete de avion ieftine. Și era frustrant. Adevărul era că era pentru mine era foarte frustrant și era o promovare din aia agasantă. Dar eu cred că în final Tripsta și-a atins de departe obiectivul. De ce? Pentru că un player de bilete de avion de care eu nu mai auzisem deloc, eu îl visam și noaptea. La un cost foarte mic. Adică nu știu dacă am dat de... Dar nu cred că am dat de 10 ori click pe reclama respectivă. Deci de maxim 10 ori click. Și să spunem că cel mult să spunem că ar fi plătit un ron, sau să zicem, să exagerăm puțin, dar să zicem că ar fi plătit un dolar, dar n-are cum să fi plătit un dolar, l-ar fi costat $10 ca eu să-i țin minte brandul. Și să-l țin minte brandul, adică să-l știu pe de rost, orice fac să-i văd brandul lui. Mie mi se pare un cost foarte, foarte mic pentru un brand de care habar nu mai auzisem. Mai mult decât atât, dacă n-aș fi știut ce înseamnă remarketing-ul, văzând Tripsta peste tot, sentimentul este că, mamă, ce mari sunt ăștia, că sunt peste tot. Și dă senzația de o companie foarte mare, care poate fi sau poate nu fi. Și asta iarăși prezintă multă încredere pentru consumatori. Pe lângă asta, faptul că ei erau agasanți și că m-au frustrat, asta nu m-a făcut să zic de brand în sine, de Tripsta, băi, ce nașpa sunt și nu o să-mi cumpăr în viața mea bilete de la Tripsta. Deci nu gândeam așa. Mi se părea annoying faptul că îi vedeam peste tot. Atâta tot. Dar nu mi-a făcut o părere proastă în sine despre brand. Drept urmare, după încă vreo două luni după ce am încetat, a trebuit să merg în Amsterdam. Și am intrat pe paravion și pe vola, că îi știam și era vechi, și am intrat, ghicit, și pe ce site. Tripsta bilete de avion ieftine. Drept urmare, până la urmă, m-am cumpărat de pe Tripsta. Acum nu știu dacă a fost neapărat pe motiv că mi-au plăcut de ei, că mi-au plăcut site-ul lor, sau pe motiv că... Nu știu. Pe motiv de campanie de remarketing. Cert este că, din punctul meu de vedere, a fost o campanie foarte, foarte eficientă. Deci faptul că faci push pe persoane prin remarketing nu este neapărat un lucru rău. Și cum spuneam, am scris asta și pe blogul meu. Bine, nu mă aștept să-l notați acum. Și recomand. Eu recomand cu căldură să folosiți. Postul respectiv era despre frequency capping. De câte ori să afișezi unei persoane același mesaj. Eu, sincer, l-aș lăsa nelimitat. Mulți au o problemă cu chestia asta, dar gândiți-vă la reclama de la TV. Deci, la TV, dacă ar putea companiile, ar pune de 20 de ori spotul pe zi. Deci de 20 de ori. Și ăla ți-l bagă pe gât. Aici, practic, tu te adresezi unui public care știi că la un moment dat a fost la tine pe site. Deci, cumva, a prezentat un interes.
șansele să fi dat click din greșeală pe banner sunt relativ mici, zic eu. Deci cumva a fost interesat. Că faci push în continuare, nu poate decât să ajute, nu să distrugă. E ca și cu email marketingul. Că la o prezentare de acum 2 ani, parcă, la marketing în direct, am uitat cum îl cheamă pe speaker, un tip din Anglia, foarte, foarte mișto, întrebase în sală de câte ori e bine să trimiți mail-uri. O dată pe săptămână, o dată pe lună, de două ori pe zi, și răspunsul corect era de cât mai multe ori posibil. Pentru că, da, pentru că oamenii nu se dezabonează la newsletter. Nu se dezabonează pentru că ei aveau un motiv când s-au abonat. Foarte puțini sunt cei care se dezabonează. Și gândiți-vă la brand-uri mari care au ajuns să trimită câte două mail-uri pe zi. Sunt. Și chiar dacă nu ai nevoie de produsele din mail-ul respectiv, nu te dezabonezi. Așa și la remarketing. Într-adevăr, sunt persoane care o să dea click pe ignore this ad. Dar, din punctul meu de vedere, nu cred că poate face rău o astfel de campanie. Ăsta vi s-a părut excepțional? Cui din sală i s-a părut excepțional? Adică parcă s-au ridicat mai multe mâini, nu? Cu puțin, da. Așa. Alte exemple de campanii de remarketing. SEO Moz. Mie mi s-a părut maxim opulent bannerul ăsta. Deci, atât. Scrie SEO Moz. Punct. Și după, la fel, după ce am fost pe site-ul de la SEO Moz, vedeam doar bannerul ăsta. Peste tot. Și scria doar SEO Moz. Și după cum știți, SEO Moz este o companie foarte mare. Este o companie foarte mare în spate. Și este un site de încredere, o autoritate în SEO și așa mai departe. Și ei au făcut campanie cu banner care scria doar SEO Moz. Și te urmărea non-stop, non-stop. Asta iarăși mi s-a părut interesantă de la Gillette. Google. Câți din voi văd bannerele de la Google? Pe site-urile pe care se plimbă. Acum știu care face AdWords în sală. Deci Google, la fel, are campania cu... exact, cu cursuri de dans. Deci îl vezi non-stop, pe oriunde te plimbi pe internet. Dacă ai intrat la ei pe site și nu ți-ai făcut cont și nu ai aplicat pentru voucherul ăsta, nu știu exact care e lead-ul la ei și ce trebuie să faci, ai să vezi non-stop bannerul cu cursuri de dans. Non-stop. Și e Google. Cumva cred că ceva fac bine acolo. Ajungem și acolo. Să știi că e... Nu văd până acolo cine a zis. Mie mi se pare că e aproape gratis. Adică ce face remarketingul este aproape gratis. Și dacă o faci deștept și faci niște tweak-uri pe acolo, poate să fie chiar la costuri infime, infime, nesemnificative. Vola, după ce a terminat Tripsta și nu mă mai urmărește, mă urmărea Vola. Cele mai ieftine bilete de avion. La fel, peste tot, peste tot. Aici iarăși este un banner de la Google. E foarte important, din punctul meu de vedere, mesajul din bannerul respectiv. De exemplu, aici la Google Plus nu se vede, scrie Sharing with the faithful. That's a plus. Google Plus. Și atât. Și este mesajul pe care îl transmit utilizatorilor non-stop. Deci non-stop pe oriunde se plimbă. Asta iarăși este foarte interesant. Acolo se vede brandul respectiv și produsul. Și aici încă un banner de la SEO Moz. Ăștia de la SEO Moz chiar au avut o campanie foarte, foarte faină pe remarketing. Ok. Al treilea lucru excepțional făcut prin pay-per-click. Poți să vezi foarte, foarte ușor tot ce face concurența ta. Deci, absolut tot ce face concurența ta, poți să vezi foarte ușor. Mie asta mi se pare excepțional. Deci, printr-o simplă căutare pe Google, văd concurenții, văd mesajele cu care se promovează, văd ofertele, văd landing page-urile, văd codurile sursă, văd ce sisteme de tracking folosesc, văd dacă au făcut tweak-uri la
sistemele lor de analytics, deci dacă sunt mai avansați, deci văd absolut tot. Și într-un mod foarte ușor. Mie mi se pare foarte mișto. Și noi la două paralele facem asta destul de frecvent. Aici nu se vede, am tastat sem Best Hosting Companies, era pe google.co.uk, unde competiția este foarte, foarte mare. Și aici exact ce am zis. Pot să analizez reclamele, text, ofertele, landing page-urile și iarăși foarte interesant fost să asociez asta cu costul pe click. Și o să vă zic o poveste o oară, scurtă, despre asta cu asocierea. Acum 2 ani am început să lucrez cu un client în domeniul de RCA și lucrurile au mers fantastic. 2 luni de zile, nu știu, semnasem prin octombrie și noiembrie, a mers foarte, foarte ok. Scăzuse costul pe conversie undeva la jumătate, când în decembrie, surpriză, a intrat EMAG pe RCA. Când a început să intre EMAG, el avea buget nelimitat și avea ca strategie poziționarea. Ei voia să fie pe locul întâi în Google. Cum s-a văzut asta în contul meu? Nu știu, maxim o săptămână mi-a crescut costul pe click de 3 ori. Deci de 3 ori față de cât îl aveam inițial, mi-a crescut costul pe click. Și de asta zic, când vezi o chestie de genul ăsta, o chestie suspectă în contul de AdWords, că ai o creștere instantă a costului pe click, primul pas este să te duci să vezi concurența. Vezi dacă a apărut un concurent nou, dacă este un concurent care face pușcă, poziție mai înaltă ca tine și așa mai departe. Repet, este foarte, foarte ușor să-ți analizezi competiția și să vezi ce face ea și când face. Și apropo de asta, sunt și tool-uri care funcționează foarte bine în afară, nu știu, în România. Vă știu că la Marius Lăzărescu de la Today, da, avea un tool, dar nu știu dacă îl vinde, care îți analizează concurența pe anumite cuvinte cheie și îți spune când a fost afișat pe poziția 1, când pe 2, cum a fost afișat și așa mai departe. Și aici am mai luat eu un exemplu, dar la fel nu se vede. E pe tractări auto, unde dacă vreți să vedeți reclame care nu respectă poliția de la Google, tractări auto este unul dintre cele mai mișto domenii de analizat asta. Adică aici nimeni nu respectă nimic. Ok. Asta vi s-a părut excepțional? Da. Vă lovesc până la urmă, găsesc unul care să zice toată sala. Promovarea produselor care nu au căutări. Sau nu știe lumea că există. Asta prin GDN și prin remarketing. Să spunem că avem un produs de genul ăsta. Ochelari de soare pentru câini. Este un produs, este o companie din state care, nu știu, a lansat acum vreo 3 sau 4 ani produsul respectiv și a fost de mare, mare succes. Acum, nu știu, livrează au sedii în vreo 10 țări sau ceva de genul ăsta. Dacă ai un astfel de produs, și sunt multe produse, mai găsisem la un moment dat și la noi și în România, erau suporturi doar pentru Apple, care să ții laptopul când stai în pat, măsuțe din alea. Și erau doar pentru Apple-uri. Alea nu știe lumea că există și oamenii care au Apple și-ar permite să-și ia un suport din ăla și chiar ce-ar dori. Practic, prin rețeaua GDN, poți să ajungi la un public pe baza audienței, pe care ulterior să-l remarketezi și să încerci să-l convingi să cumpere produsul respectiv. Altfel, dacă nu ai face asta prin GDN, practic nu sunt căutări pe produsul respectiv. Oamenii nu ar ști de produsul tău. Al 5-lea lucru excepțional, promovarea pe baza de profil și prin Facebook. Pe baza de profil prin Facebook Ads și remarketing. Pay-per-click nu înseamnă doar Google AdWords, înseamnă și Facebook Ads, și LinkedIn Ads, și cred că mai sunt câteva rețele. Facebook, cam asta, poza asta, din punctul meu de vedere, este definiția Facebook-ului. Este foarte interesant că, în timp ce Google lucrează foarte, foarte mult, sau lucra, poate s-a demoralizat acum de când cu Facebook-ul, la algoritmi care să-și dea seama cine e în spatele calculatorului,
Facebook când a venit, nu a făcut nimic decât să întindă mâna, pur și simplu a întins mâna și acum au venit 1 miliard de utilizatori care și-au spus toate datele despre ei. Hai să luăm o marjă de eroare de 5-10%, poate sunt conturi fake, dar restul ce-au venit gratis, fără să dea niciun ban Facebook-ul și a dat absolut toate datele despre ei. Iar noi, ca advertiser, putem să ne folosim de acele date. Și e foarte interesant că pe Google știi că atunci când cineva caută pe Google, știi că prezintă un interes față de produsul pe care îl caută sau serviciul. Dar nu știi, nu prea ai cum să știi cine e în spatele calculatorului. Și în domeniul de fashion, de exemplu, este o problemă foarte mare asta. Luați ca exemplu o căutare de genul rochii de seară, sau rochii sexy, sau rochii, sau fuste, și așa mai departe. Fetele, din ce știu și intuiesc eu, încep să caute în domeniul de fashion de la o vârstă destul de fragedă. Poți să aibă 12, 13, 14 ani când caută rochii de seară, sau au văzut undeva la televizor și așa mai departe, și începe să caute pe Google. Publicul respectiv o să dea click pe reclamele noastre AdWords. Și publicul respectiv o să cumpere de la noi peste 3-4 ani. Lejer. Asta, din punctul meu de vedere, este o problemă destul de mare la Google, că nu poți să targetezi pe bază de demografic, mai ales în search. În timp ce Facebook nu are problema asta. La Facebook îți cunoști exact profilul din spatele calculatorului, dar nu știi dacă prezintă un interes față de produsul pe care îl promovezi. Iar dacă luăm ca exemplu fashion-ul, practic la fete nu le trebuie un interes neapărat față de produs, că cumpără. Știm că le place fashion. Am luat ca exemplu promovarea ofertelor turistice pe bază de profil. Și în stânga am putea să creăm două audiențe diferite. Una care să targeteze tineri între 18 și 27 de ani singuri, și acolo este o postă care cumva descrie acest public, iar în partea dreaptă un public peste 27 de ani, căsătorit și eventual și un copil. Deci sunt două publicuri total diferite. Și o să fac o campanie pe publicul din stânga și una pe publicul din dreapta. Haideți să ne gândim care sunt așteptările publicului, fiecărui public, când vrea să plece în vacanță, da? Să spunem că ambele publicuri vor să plece în vacanța de vară, da? La ce se așteaptă publicul din stânga și la ce se așteaptă publicul din dreapta? Publicul din stânga, care are 18-27 de ani singur, s-ar aștepta la ceva de genul ăsta. Pam! Pam! Da, nu știu cât se vede în spate. În principiu se așteaptă la distracție. Public, persoanele, indiferent de sex, zic eu, mai mult poate bărbați, dar și fetele, care sunt singure, deci acest public care este singur și are o vârstă între 18 și 27 de ani, când merge în vacanță, merge la distracție. Că de-aia merge în vacanță. Mai mult decât atât, acest public, în general, merge în grupuri. Merge în grupuri destul de mari. Pentru acest public am putea să facem o campanie prin care să targetăm vacanțe de genul Ibița sau chiar prin Bulgaria, dar ideea să mergem pe distracție și pe oferte de grup. Putem merge cu un mesaj de genul vino cu încă 5 prieteni și ai 15% discount, vino cu încă 10 prieteni și ai 26% discount și așa mai departe. Pentru că știi că publicul respectiv nu o să meargă singur, nu o să meargă el cu încă cineva. Poate să meargă cu un prieten. Dar șansele ca să găsească încă 4 sau încă 6 persoane sunt destul de mari. Și șansele ca ei să meargă, să se distreze foarte mult, să meargă în zone din astea distractive, iarăși sunt foarte mari. Pe partea altă, publicul de peste 27 de ani și căsătorit ar avea următoarele așteptări. Ceva liniștit, în care curățenie în cameră și așa mai departe. Pe partea altă, nu știu cât de important este să stea la un hotel foarte fancy cu publicul singur și de până 27 de ani. Pe repede, cel la distracție. Publicul care este căsătorit și are și copil, în general, se uită după ultra all-inclusive-uri.
Și practic am putea să facem o targetare pe Facebook, pe publicul din stânga și pe publicul din dreapta, odată targetând zone distractive și promovând oferte la pachet, și pentru publicul din stânga îi punem o etichetă și îl marcăm ca fiind public tânăr, să spunem, și pentru partea din dreapta, public... Nu vreau să fii căsătorit, că nu înseamnă că dacă ești căsătorit nu mai ești tânăr. Publicul 2. Publicul A și publicul B, da? Ca să nu fac discriminare. Și mai departe, deci facem campania asta, o facem doar pe Facebook, da? Mai departe, după ce am pus o etichetă pe publicul A și pe publicul B, facem două liste de remarketing diferite, prin care urmărim non-stop publicul A cu oferte în zone distractive, oferte de grup și așa mai departe, unde trimitem pe pagini care se schimbă în permanență cu alte oferte, iar pentru publicul din dreapta, îi facem oferte pentru ultra all inclusiv. Și la fel testăm diferite mesaje și diferite destinații. N-am apucat să testez ipoteza asta, dar eu cred că sunt șanse destul de mari să meargă. Ideea e că poți să promovezi pe bază de profil foarte, foarte bine. Și combinat cu remarketingul ar putea și o chestie amazing, excepțională. Nu, nu. Am găsit și etichetele. Cristi și Ionuț. Te rog. Iată. Dar nu ai copil. Nu ai copil. Adică dacă aveai copil și să fie peste 2 ani, am mai vreau. Eu la fel, adică pe bune. Când ai copil și e ceva liniștit. Nu mai mergi de Penguin Club-ul să... Nu cred. N-ai cum. Asta nici asta nu vi s-a părut un lucru excepțional pe care îl poți face prin PPC? Cui s-a părut? Sunt câțiva în sală care nu ridică mâna deloc. Nu știu. Al șaselea lucru excepțional. V-am zis că stăm mult aici. Eu zic să desfaci vinul. Smart remarketing pe baza comportamentului din site. Apropo de ce zicea tot colega de adinauri, Oana, cred că vorbea de reclame de genul ăsta. Mini-pri, observați, sunt site-uri cu împărțite cu mai multe produse în același banner. Tinaer, la fel, mai multe produse pe același banner. La fel și aici. Și observați că bannerele sunt foarte mișto. Deci sunt foarte, foarte faine. Conțin imaginea produsului, conțin prețul, conțin prețul tăiat și când te duci cu mouse-over, îți arată comandă. Îți arată cum e aici, cumpără sau comandă. Sau mesajul pe care vrei tu să-l promovezi. Aici iarăși este un exemplu de banner din ăsta smart, să-i spun, care arată așa, iar după ce te duci cu mouse-ul deasupra unui produs, ți-l desface și îți arată prețul și produsul, descrierea produsului. Asta e cu ad builder-ul sau e cu... Nu, se poate, nu, se poate face cu ad builder-ul, dar ceva mult, mult mai soft, să-i zic așa. Prin ad builder poți să faci o chestie foarte mișto, să-ți selectezi niște produse, ți le rotesc, îți rotește produsele respective și poți să alegi unul din produsele alea și te duce fix pe produsul ăla sau pe categoria respectivă. Este foarte interesant ce face și AdBuilder-ul. Însă ce fac tool-urile astea este să-ți analizeze comportamentul pe site. Practic aici sunt produsele pe care eu le-am vizitat. Sunt produse pe care eu am fost, am stat mai mult timp sau le-am adăugat în coș și nu am cumpărat. Și mai departe, pe toate site-urile pe care mă plimb, o să văd fix produsele astea. Pentru că nu le-ai cumpărat. A întrebat de ce le vede dacă nu le-a cumpărat. Sunt produse pentru care tu ai prezentat un interes. Și... pe care nu le-ai cumpărat. Și poți să setezi tot felul de reguli. Poți să setezi, de exemplu, un astfel de tool ce face? Îți pune un script care este... De fapt, îți pune vreo 4 sau 5 scripturi. Îți pune un script pe pagina de categorie, un script pe pagina de produs, un script
pe pagina de adăugare în coș, deci după ce e adăugat în coș, un script pe pagina cu coșul de cumpărături și un script pe thank you page. Sunt 5 scripturi, toate diferite. Și toate aceste scripturi îți extrag date despre pagina pe care ești. Și nu spun niciun script pe homepage, pentru că este irelevant homepage-ul. Îți spun scripturi doar pe paginile unde sunt produse. Scripturile astea îți extrag detalii despre produsele de pe, la care tu te uiți. De exemplu, când ai ajuns pe, să spun, rochia de aici la 49 de lei, scriptul respectiv trimite către server pagina de produs, deci linkul către pagina de produs, trimite către server linkul către poza respectivă, trimite prețul la produsul respectiv, trimite discountul, trimite numele de produs și nu știu, toate mai trimite niște chestii. Deci trimite toate datele astea, le trimite la server. Și mai departe, serverul care este un third party, te urmărește pe bază la niște reguli pe care le spui tu. Cred că știți că în general, cel puțin 50% din persoanele care adaugă un produs în coș, nu cumpără. Nu știu care este procentul la voi din funnel, dar în general, cam peste 50% din, pot să confirm, mai mic? Mai mic, de 5-15. 5-15? Ok. Trebuie să vorbim despre asta. Nu, eu știu la multe site-uri, chiar la multe site-uri și la site-uri mari, la care este peste. Deci din momentul în care ai adăugat în coș și n-ai cumpărat, este foarte mare rata de abandon a coșului. La primul pas, după ce ai trecut de primul pas, rata este mult, mult mai mică. Poți să faci o regulă, să urmărești doar cu produsele care le-ai adăugat în coș și nu le-ai cumpărat. Asta, așa cum a zis și colega, și din punctul meu de vedere este the new shit, ca să zic așa. Deci asta o să... și funcționează foarte bine. Deci are rate de conversie foarte, foarte bune. Tool-ul sunt mai multe. Unul din ele, de exemplu, este Sociomantic. Însă sunt destul de multe, fiind un tool relativ nou, și este un, de fapt este un third party care folosește rețeaua de display a lui Google. Fiind relativ nou, te limitează. Trebuie să ai un anumit volum de trafic, trebuie să ai un anumit volum de afișări, un anumit volum de vânzări și așa mai departe. Ăsta vi s-a părut excepțional? Abdicați mâna, ca să văd și eu mai multe mâini. Ok. Al șaptelea lucru excepțional făcut, care poate fi făcut prin pay-per-click. Promovarea pe bază de context. Google a lansat relativ de curând Enhanced Campaigns. Pe scurt, te promovezi în poți să promovezi un business în funcție de contextul în care se află o anumită persoană, în contextul în care se află publicul tău țintă. Și este o chestie foarte mișto și foarte delicată și foarte complicată, cred că în același timp, cam toate. Dacă înainte, de exemplu, puteai să te când te promovai, îți alegeai să targetezi publicul care este pe un anumit device, deci device-ul era la nivel de campanie. Acum nu mai targetezi în funcție de device, ci încearcă să-l targeteze în funcție de public. Deci poți să targetezi o audiență, indiferent de device-ul pe care este. Și de ce? Pentru că oamenii își schimbă device-ul destul de frecvent. Adică eu, cel puțin, în fiecare zi mă plimb pe... Dar în fiecare zi mă plimb, cred că rare ori este excepție, mă plimb pe 4 device-uri. Pe laptopul de la birou, pe tabletă, pe smartphone și pe desktopul de acasă. Deci sunt 4 device-uri diferite. Dacă făceam o campanie prin care să targetez doar smartphone-urile, mă atingea doar când sunt pe smartphone. Dacă făceam o campanie care să targeteze tabletele, doar când sunt pe tabletă și așa mai departe. Cât obiectivul unei campanii de promovare
nu este să targetezi device-ul, ci publicul respectiv. Și chiar la ei, pe site, exemplul lor este o persoană care caută pizza, dacă este la ora prânzului și caută de pe desktop, cel mai probabil este la birou și vrea livrare la birou. Dacă aceeași persoană caută tot pizza, dar îl caută de pe smartphone și este în jur de 7-8 seara, cel mai probabil caută un local unde să mănânce pizza. Deci pentru aceeași căutare, aceeași persoană caută chestii total diferite. Sau să mai luăm un exemplu. Dacă pe travel, că tot am vorbit de travel în seara asta. O să mai vorbească și Victor. A, perfect. Să spunem că o persoană caută în timp la birou, ia o pauză de 5-10 minute, vrea să plece în vacanță cu soțul ei și caută vacanță ieftină în Grecia. Intră, ajunge pe un site, se plimbă, vede câteva oferte și pleacă. După ce pleacă de pe site și revine la munca ei de rutină, seara când merge acasă, intră de pe smartphone pe metro, da? Și se uită, citește știri. În timp ce citește știri, la un moment dat vede oferte cu același site pe care intrase adineauri, cu oferte în Grecia. Eventual și locații, niște destinații și niște prețuri. Intră din nou, se mai uită că oricum timpul la metro sau în transportul în comun este un timp mort pe care vrei să-l eficientizezi. Mai vede alte oferte. În fine, ajunge seara acasă. Seara se uită pe YouTube la un filmuleț sau la un stand-up împreună cu soțul ei. Când la un moment dat, în bara de jos, vede iarăși Ben, așa cum vedeam eu cel cu Tripsta, vede cu bilete, cu oferte de vacanță în Grecia, tot la același site. Putem considera că în momentul ăla, fiind cu soțul, poate să intre împreună pe site, să se consulte și să-și cumpere, să-și achiziționeze o ofertă de pe site-ul respectiv. Ideea este că noua targetare prin Enhanced Campaigns va fi pe bază de device, timp, ora la care s-a făcut căutarea și locația de unde s-a făcut căutarea. Și pe lângă asta sunt destul de multe schimbări în noua era Google, ca să-i spun așa. Licitările, de exemplu, nu o să mai fie... o să pot să licitez pe oraș sau pe țară. Deci o să pot licita mai mult sau mai puțin pe anumite orașe, în funcție de cum performează site-ul meu în anumite zone. S-au modificat site link-urile care sunt acum enhanced sau upgraded site links. Astea sunt la nivel de grup. S-au făcut destul de multe modificări în noua platformă, dar esențial este faptul că te vei promova pe bază de contextul în care se află audiența ta. Și, din punctul meu de vedere, este o idee bună pentru că ar trebui să vedem strategii din ce în ce mai deștept. Adică ar trebui ca cei care fac campanii pe AdWords să se gândească în ce context să promoveze un anumit mesaj. Mie mi s-a părut o chestie excepțională. Vom? Aici cred că cei mai puțini au fost la Enhanced. Unde? Vorbim, povestim după aia. Al 8-lea lucru excepțional făcut prin pay-per-click. Sper că nu v-am plictisit, nu? Dacă vreți, putem să facem o pauză. Nu. Bă, mai am vreo oră, zic. Pe cuvânt. Înceapă vin. Așa. Facebook Exchange. Remarketing prin Facebook. Hai mă, că n-am mai fost de mult la lumea SEO PPC. Mi-era dor să vorbesc despre el. Știi că vorbesc mult despre subiectul ăsta. Dacă văd că se ridică cineva și dă să plece, promit că mă grăbesc. Am mai venit. E bine. Înseamnă că au chemat și că au trimis SMS. Bă, vezi că vine, zice lucruri excepționale de traders. Facebook Exchange. Anul trecut am lansat cei de la Facebook remarketingul lor propriu. Gândiți-vă la Facebook că, așa cum ziceam și într-un slide anterior, au foarte, foarte multe informații despre utilizatorii lor. Practic știu tot. Știu dacă ești bărbat, ești femeie, știu vârsta pe care o ai, știu pe unde ai fost, știu dacă ești într-o relație de tip complicated, știu tot.
Plecând de la toate detaliile astea, noi, ca advertiser, putem să-i targetăm pe acel public. Mai mult decât atât, mai nou, poți să-i urmărești prin remarketing, pe site-urile pe care se plimbă ei. Asta la fel poți să o faci printr-un third party. Facebook-ul lucrează pe partea de, de Facebook Ad Exchange doar cu third party-uri. Unul dintre ele este AdRoll. Și este foarte mișto. Deci ce face? Știe că tu ai fost pe site-ul respectiv, știe pe care pagini poți să-ți faci niște reguli în funcție de paginile pe care ai stat și mai departe vezi reclamele în Facebook. Și intrați pe AdRoll că o să vi se pară magic modul în care se remarketează ei. Magic. Excepțional. Te rog. La final. Nu concurează rețeaua AdRoll cu remarketing pe care îl faci cu audiența ta prin Google AdWords, GDN-ul și nu, nu, pentru că remarketingul la Facebook este strict pe Facebook. Deci, prin remarketing îți urmărești vizitatorii care au fost la tine pe site, care știu că au fost, de o anumită audiență, pe Facebook. Nu pe alte site-uri, doar pe Facebook. Deci tu, Ionuț, dacă vii pe două parale, să zic, pot să te urmăresc, pentru că știu că tu ai fost pe două parale, cu o reclamă personalizată pe Facebook. Mai mult decât atât, au lansat tot anul trecut, dar asta nu știu, asta n-am testat-o, poți să te promovezi pe bază de liste de ID-uri sau liste de e-mail-uri. Adică importi în Facebook o listă cu ID-uri sau o listă de e-mail-uri, Facebook-ul vede ID-urile respective și atunci eu pot să mă duc fix la Ionuț Bunteanu și să-i spun un mesaj. Ba da. Ba da, ba da, eram sigur că din punctul meu de vedere încalcă, dar din ce știu, din ce am citit pe net, am văzut că am lansat-o. Te pare rău că n-am pus link aici. N-am testat-o asta și nici nu știu. E tot așa, prin third party-ul. Nu, 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 nu prin AdRoll. Ci în articolul respectiv era și un, era un print screen care era din Facebook. Deci avea interfața de Facebook unde îți adăugai o listă, un CTV. Dă-mi un mesaj și putem să-l adăugăm după aia, eventual, pe link-ul pe slide. Asta vi s-a părut excepțional? Cu Facebook-ul? Deci, ultimul lucru excepțional din seara asta, sigur vă dă pe spate. Sigur, sigur, sigur. Dar mi l-am păstrat la mult. Al nouălea lucru excepțional prin pay-per-click. Reputation management prin AdWords. Aici am avut o prezentare întreagă la Sam Days anul trecut, prin care arătam cum poți să îți protejezi brand-ul sau să intervii când ai o problemă de reputație prin folosind AdWords. Și am un studiu de caz. Ți-am zis, Ionuț, că durează. Văd că te-ai plictisit așa puțin. Nu vreau. Adică chiar nu vreau să te plictisești. Sper că ți se pare interesant. De oricum, unele din idei s-ar putea să le mai fi văzut la alte prezentări. Tu. Vodafone. Un studiu de caz rapid. Vodafone Australia. În 2010, undeva pe la sfârșitul lui 2010, de fapt nu. Vodafone Australia, da, în 2010, avea o problemă foarte, foarte mare de tehnologie. La modul că sunai și ți se deconecta telefonul după primele 10 secunde. Sau nu puteai să suni. Sau cei care erau pe cartelă sunau, li se taxa și după aia iarăși li se întrerupea. Deci aveau o problemă gravă, gravă, de tehnologie. Nu le funcționa tehnologia. Dar era foarte mare și am să vă arăt cât de mare era problema respectivă. Pornind de la asta, un puști de 21 pic de ani și-a cumpărat domeniul vodafail.com, care sună într-un fel. Vodafail, vodafail.com. Mie mi se pare că sună așa excepțional de bine. Și-a cumpărat domeniul respectiv și a pus pe el un forum simplu, foarte simplu, în care îi invita pe oameni să-și spună doleanțele. Și ghiciți ce s-a întâmplat. Foarte, foarte mulți oameni au venit cu lux și au fost problemele acolo. Mulți, mulți, mulți. Pornind de la acest forum, au început să se facă videouri. Nu știu, avem sunet aici, că aș vrea să pun un filmuleț?
Nu? Deocamdată, pentru fund. Chiar trebuie prima ediție. Ah, ok. Să căutați pe YouTube Vodafone, nu, Vodafail Australia, sau Vodafail. Uite, lumea e curioasă, mă. Hai că pun puțin. Care e filmul respectiv? Apropo de remarketing, cu Google, cursul de dans, mai nou s-ar da publicul să creadă că Google asta face, cursul de dans. Ăsta e. Dacă... Nu. A, uitați și Google și sus și jos. Vă recomand să vă uitați acasă la filmul ăsta. Deci este un filmuleț de 5. Nu, nu e de la capăt, nu vezi bine. Stai că ceva nu mai... Ok. Vă recomand să vă uitați. Ideea că s-a făcut un film de aproape 5 minute, foarte, foarte bine regizat, în care i-au luat la mișto grav pe o melodie de Gaga pe Vodafone. Mai mult decât atât, oamenii au început să-și facă tricouri cu Vodafone. Și mesajul era, de sub tagline era Share Your Pain. Vă dați seama cam cât de dureros era chestia asta pentru un brand ca Vodafone. Hai că o să mă grăbesc de acum. Care a fost efectul în online? Nu existau căutări pentru cuvântul Vodafail. Brusc au început să fie foarte, foarte multe. 26.400 de rezultate care conțin Vodafail în titlul paginii pe Google. 150.000 de rezultate în google.com.au pentru căutarea Vodafail. Când căutai Vodafone, asta e iarăși o chestie foarte dureroasă, când căutai Vodafone, pe locul 4 era Vodafail. Deci foarte, foarte nasol. Cum a acționat Vodafone? A venit și a recunoscut vina în public, este o chestie pe care cred că e la carte în PR. După care, primul lucru pe care îl făcea era să liciteze pe cuvântul Vodafail. Când căutai Vodafail, apărea mesajul de la Vodafone. Imediat sub Vodafone. Mai mult decât atât, atunci nu era remarketing, dar o campanie de genul ăsta prin remarketing pentru publicul care venea din Vodafone era super mega eficientă. Deci, practic, îți urmăreai vizitatorii peste tot,
mesajul pe care vrei tu să-l transmiți. Ok. Care au fost rezultatele după astfel de campanie? În primul rând, licitând pe cuvântul Vodafail, împingea site-ul Vodafail puțin mai jos. Și vedeți că și-au pus și site link-uri care la fel împingeau conținutul în jos. Au venit cu un mesaj de genul Vodafone's New Network. Au zis că investesc după aia $1 miliard în noua infrastructură și așa mai departe. Asta este mesajul pe care îl promovau ei. The New Vodafone Network. Introducing the New Vodafone Network Guarantee. Îți garantau că dacă ții net de la ei și nu-ți funcționează, îți dau toți banii înapoi. Nu spun că prin AdWords o să soluționezi problema pe care o ai, de bad reputation, dar o poate ameliora sau o poate preveni. Deci poți să faci reputation management prin Google AdWords. La fel aici mai aveam un studiu de caz pentru FedEx, că dai să cauți FedEx pe YouTube, că de cine știe de pățania lui FedEx? 1, 2, foarte puțin. Cam câți s-au părut lucrurile excepționale. FedEx-ul, la fel, a avut o problemă foarte, foarte nasoală. Diferența între Vodafone și FedEx este faptul că la FedEx ei nu aveau nicio problemă. Deci totul mergea ca la carte. Erau văzuți bine și așa mai departe. Până ce un tip la livrare trebuia să livreze un televizor destul de mare, a ajuns în fața porții și l-a aruncat peste gard. Și se vede foarte clar camionul de la FedEx. Nenorocirea a fost că unde s-a făcut livrarea era pusă camera de filmat și s-a răspândit pe net. Deci FedEx nu avea nicio problemă și a făcut angajatul respectiv. Acum când cauți FedEx pe YouTube, o să vezi sugestiile astea. FedEx delivery goes terribly wrong. Sau FedEx drivers throwing packages. Iarăși, o problemă foarte gravă de reputație pe care o poți ameliora prin reclame AdWords. Vi s-a părut excepțional asta? Acum, pentru că nu m-am putut opri la 10, 9.1. Băi, eu v-am zis că seara era planificată, Ionuț nu mi-a zis cât să vorbesc, unde e Ionuț, că a fugit, bă, că nu mai e. Așa. Era ideea să bem un pahar de vin și să stăm cât mai mult să povestim despre lucruri excepționale. Peste asta chiar o să trec mai repede. Licitarea pe brandul propriu. Mi se pare un lucru excepțional să faceți chestia asta. Și am scris un articol... Spuneam că am ajuns la 9.1. Hai că mă grăbesc, promit. Bă, deci așa am calculat prezentarea. Licitarea pe propriul brand. Pentru a evita chestii de genul ăsta care nu se văd acolo, dar să vă transmiteți via aici. Când cauți paravion, primul rezultat este biletedeavion.isky.ro, al doilea rezultat este www.avion, al treilea rezultat este paravion.ro. Este perfect legal să licitezi pe propriul brand sau pe brandul competiției în Google AdWords. Pentru a evita chestii de genul ăsta, recomand cu încredere să licitați pe propriul brand. Vă poate ajuta din foarte, foarte multe puncte de vedere. Odată pentru că vă creați un istoric foarte bun pe cuvântul cheie respectiv, pe brandul vostru, iar când cineva o să înceapă să liciteze pe brandul vostru, datorită faptului că voi aveți o relevanță mai mare, pentru că aveți un CTR mai mare, ei o să aibă un CPC mult mai mare și nu o să-și permită să stea foarte mult timp. Mai mult decât atât, vă crește istoricul. Știți că AdWords, cu alte scoruri și cost pe click, au ca și factor și istoricul contului. Ori licitând pe brandul propriu, o să aveți un istoric, o să vă creați un istoric foarte bun care o să influențeze tot istoricul contului. Mai mult decât atât, puteți să vă jucați cu site link-urile cum vreți voi. De exemplu, aici am căutat Tesco Insurance pe google.co.uk și observăm că rezultatele SEO, care sunt site link-uri, sunt Contact Us, Existing Customers, Policy Documents, Get a Car Insurance. Pe România arată mult mai grav la unele companii. Dar în exemplu ăsta, Policy Documents, nu știu dacă este neapărat un
ceva care mă interesează. Sau dacă mă interesează, aș putea să folosesc un mesaj mult mai atrăgător. Practic, prin site link-urile mele, prin AdWords, pot să customizez mesajele cum vreau eu. Pot să trimit publicul fix pe ofertele pe care le am eu, folosind mesajele pe care le vreau eu. Am scris un articol, iarăși. E acolo mic. 9-2. Ți-am zis că, deci pe bune, chiar aveam în plan să stăm toată seara să vorbim de AdWords. Și știu că știți, place. Nu? Hai că mă grăbesc. Nu m-ai invitat de mult. Trebuie să recunosc. Bine, n-am venit, n-am putut eu să m-ai invitat. Recunosc. Remarketing prin analitic. De câteva luni s-a introdus opțiunea de a remarketa publicul pe baza comportamentului din Analytics. Ce înseamnă asta? Înseamnă pam, pam. Da, este o dragoste foarte mare între Analytics și remarketing, pentru că poți să-ți urmărești vizitatorii în funcție de bounce rate, în funcție de paginile pe care au stat mai mult, în funcție de, nu știu, dacă au stat, au văzut 5 pagini din categoria de rochii de seară, le urmărești mai departe cu rochii de seară. Dacă au venit din căutarea din brand, din SEO, îi urmărești într-un fel. De-aia m-am gândit că dacă au venit din brand, dacă n-au venit din brand, și au venit, mă rog, poți să-i urmărești pe baza comportamentului din site. Poți să-i urmărești pe baza la toate segmentele pe care le poți crea din Analytics. Poți să faci chestii foarte, foarte mișto. Excepționale chestii poți să faci cu asta. Așa, aici am făcut eu un prinscrin cum arăta. 9.3. Dynamic Search Ads. Hai că nu mai am multe. Dynamic Search Ads. Poți să-ți faci o campanie. Eu i-am zis Fast SEO Efficient Results. Stai să văd dacă am... poți să-ți faci o campanie... O campanie. Deci prin Dynamic Search Ads poți să targetezi cuvinte de long tail, foarte, foarte lungi, pe care s-ar putea tu să nu le poți targeta din AdWords, pentru că este un low search volume, printr-o campanie AdWords. Și o campanie de genul ăsta o faci în maxim 10 minute. Maxim 10 minute. Rezultatele sunt uluitoare, din punctul meu de vedere. Și anume, am obținut cel mai mic cost pe click posibil. Și am descoperit foarte, foarte multe cuvinte cheie pe care le puteam... era cel mai mic cost pe click pentru din campaniile respective. Dar nu știu să zic pe de rost. Chiar nu știu. Nu, era, deci rectific, cel mai mic cost pe click posibil comparând cu restul campaniei. Așa, aia era. Da. Ți-am zis că era surprinzător, adică chiar... Da, e mare. Ok, deci poți să faci o campanie în 10 minute prin care să targetezi cuvinte foarte, foarte nișate. Este foarte important de precizat că site-ul tău trebuie să fie bine optimizat, adică să fie SEO-friendly, pentru că se bazează pe pagine indexate în SEO. Să știți că acolo nu văd nimic, adică puteți să nu mă mai ascultați, puteți să nu vă uitați la mine, nu mai am mult. Așa. Și mi se pare un lucru extraordinar ăsta cu Dynamic Search Ads. Faptul că îți creezi un singur template de reclamă și după aia Google îți decide el pentru care cuvinte cheie să-l citeze și care reclamă și care landing page să-ți-l afișeze. 10. Al 10-lea e lucru excepțional făcut prin pay-per-click. Și asta mi se pare foarte mișto. Puteți monopolizați rezultatele din SEO prin AdWords. Cum? Să putem să monopolizăm. Sau puteți să monopolizați. Așa. Cum asta? De exemplu, luăm căutarea. Aici scrie obiective turistice Londra. Pentru fraza obiective turistice Londra, nu există nicio reclamă sponsorizată. Dar din punctul meu de vedere este o căutare destul de bună pentru un site de turism. De ce? Pentru că oamenii care caută obiective turistice în Londra urmează să meargă în Londra, nu?
Că de-aia le caută. Că urmează perioada următoare să meargă în Londra. Ce este mișto, este că dacă intrăm pe 2, 4, pe toate aceste 5 pagini, toate aceste 5 pagini permit afișarea de reclame prin Google AdWords. Și am luat ca exemplu doar... și mai mult decât atât, pentru obiective turistice în Londra, Londra sunt 2400 de căutări lunare și, iarăși important, costul average pe click este de 1,18 RON. Da? Este important și această informație. Așa arată primul rezultat, deci locul întâi de pe Google, care este un site și povestește obiectivele turistice din Londra, iar în partea dreaptă este o reclamă de tip AdSense. Este o reclamă exact de ce ziceai tu, făcută cu AdBuilder. Ce putem face? Putem face o campanie cu plasament fix acest site, pentru că știm că majoritatea publicului de pe această pagină ajunge din Google căutând obiective turistice Londra. Și putem face același lucru pentru locul 1, 2, 3, 4 și 5. Dacă ne permit afișarea de reclame prin net. Adică dacă au cod de AdSense. Și practic prin chestia asta poți să faci un monopol la toate rezultatele, sau la, nu la toate, la anumite rezultate din SEO pe pagina destinație. Pentru că oamenii care ajung pe pagina asta, evident, vor da click pe reclamele astea. Și ce vă recomand eu este să luați anumite fraze din domeniul vostru și fraze chiar nu adiacente. O să aveți surpriza că pentru anumite fraze care chiar sunt importante, sunt site-uri de știri. Sau sunt site-uri, sunt forumuri de discuții. Sau sunt tot fel de site-uri care au AdSense pe site. Și voi puteți să vă afișați, să spunem, odată prin AdWords, pe locul 1, 2, 3 sau unde vreți, odată dacă sunteți voi indexați pentru aceeași frază, și încă o dată sau de mai multe ori, pe paginile din SEO. Vi s-a părut? Am de ce punctul. Nu trebuia să ajung aici. V-a plăcut de la anterior? Nu mai am mult, promit. Așa. Vreau să vă zic că în fiecare săptămână postez câte un lucru excepțional. Cred, sper. Atât pe blogul meu, cristianinghina.ro, cât și pe blogul Două Parade. Încerc să postez doar lucruri excepționale pe care le pot face prin pay-per-click. Your turn, cred că Ionuț o să vrea să sărim peste. Mai am un pic. Da, hai că termin acum. Așa suntem noi la Două Parale. Ne place foarte, foarte mult. Așa suntem noi din divizia Paperteam. Noi spunem că facem magii în conturile AdWords. Și ne place foarte, foarte mult pay-per-click, ca să zic așa. Sper că v-a plăcut prezentarea, sper că nu v-am plictisit foarte mult cu acele 10 pe cineva aici, văd că se uită cam... mulțumesc că ați venit și că ați rezistat până la asta, dar planul meu era pe bune, era să fiu ultimul și să bem un vin și era... Mulțumim mult, Cristi! Acum, luminile se deschid. Ne amintim de Ionuț Popescu și de vinescu.ro, care a făcut posibil această degustare de vin. Somelierul invitat este din partea Jitvei. Nu știu exact, foarte multe lucruri vorbesc eu despre vinuri, dar sper că...